Astăzi, elevii și părinții au așteptat până la prânz, cu sufletul la gură, afișarea rezultatelor de la evaluarea națională. Se afișează deja în centre rezultatele de la evaluarea națională. Până la ora 20, elevii au posibilitatea să depună contestațiile. Acestea vor fi rezolvate în perioada următoare, urmând ca pe 30 iunie să fie afișate rezultatele finale. A fost veselie, dar și tristețe la afișarea rezultatelor. La școala numărul 11 din Buzău, o elevă a reușit să obțină una din cele 9 medii de 10 din județul Buzău. După ce au văzut rezultatele, elevii și părinții au început să-și facă planuri cu privire la înscrierea la liceu. Ce note ai luat și ce medii ai? Am luat 9,35 la română și 8,20 la matematică. Media generală? 8,52. E bine? Da, intru. Unde vrei? În economic. A fost greu? Ai învățat mult? Nu a fost foarte greu. A fost tot ok. La română am 8,95, la mate 6,80 și media 9,70. Nu, 7,90. Și unde intri? Economic, economie. A fost greu? Ai învățat mult? Nu a fost foarte greu de învățat. Am învățat. Mi-a părut destul de ușor, cam cel mai ușor dintre toate până acum. La română am luat 8,60, la matematică 8,25 și media generală este 8,42. Unde intri? Păi dacă am șanse pot să intru și la Eminescu. Este bine, dacă nu la pedagogic. Cum a fost? A fost greu? Nu, chiar nu a fost greu, a fost foarte, foarte ușor, destul. Puțin mai greu la matematică, din punctul meu de vedere, nu știu. Și a fost bine totuși, sper să fie bine. Înainte de a fi depuse contestații, promovabilitatea la Buzău a urcat până la 80,64%, cu aproape 10% mai mare decât anul trecut. La matematică s-au înregistrat 113 medii peste 5, iar 72,5% dintre elevi au obținut note peste 5. La limba și literatura română s-au înregistrat 32 de medii de 10, iar 87% dintre elevi au obținut peste 5.